Bună ziua, dragilor, și bună... Bun găsit la întreaga microfon la Cosmin, la Epi, la treabă, nu mai sunt pe gânduri. Iată, clasa a cincea, da, tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a cincea. Am uitat ceva să fac, stat prin lumina, da? Ah, da. Că n-am trebuit așa cum ține. Din cauza timpului de afară. Dar vedeați, noi am luat bine. Poți fi Ștefania? Scrieți în ordine crescătoare numerele. Scrieți în ordine crescătoare numerele. 0,7, apoi deci în următor. 0,69. 0,35. Da. 1,2. 1,2. 2,9. 0,475. Da. 0,08. Și 61,5. Da. 0,35. În ordine crescătoare, cel mai mic. 0,35. 0,7. Da. După aceea. Cel mai mic? Da. Nu. E 0,08. 0,08. 8. Sigur că da. Că zecim. Prima dată la zecim ne uităm, da? Da. 0,10. Deci ăsta ar fi cel mai mic. Sigur, după întregi, dacă ar fi și întregi, dar cel mai mic este 0,08. Da. 0,08. Apoi, ei, ăsta e mai mic decât. Chiar așa pune. Mai mic decât. 0,7 te gândești. 0,69, fiindcă 7 mai mare. 0,69 ar fi mai mic decât 0,7. Da. Da? Că... Da? Deci la zecim, la zecim este 6. La întregii au la fel. Și prima care face distinție la zecim, iasă aici 6 și primul 7. Da? Dar mai ne uităm la zecim. 0,35. Oare mai mic decât asta n-ar să fie alta? 0,35. Deci 0,35 pare să fie singur. 1,2 nu-i, că are un întreg și, da? Deci 0,35. Hai să punem. Mai mic decât. Următor. 0,08 l-am tăiat, ca să nu mai ne fugă ori. 0,35 l-am tăiat. Acum. 0,69 ar fi următorul. Dar ce mai spui? Mic. 0,69 ar fi următorul sau altcineva? Eu. Ștefania, mai analizezi și tu, te rog, Ștefania. 0,475. A, e 0,475, care e 0,4 la zecim. Da. De 0,475, care e mai mic decât cine? După 0,69. Asta. Sigur, 0,69. Vine și timpul 0,69, sigur că da. 0,69, care e mai mic decât? Decât 0,7. 0,69 l-am tăiat. 0,7 e sigur următorul. După care e mai mic decât? 1,2. Da, 1,2. Care e mai mic decât? 2,9. Și mai mic decât 61,5. Iată că am organizat crescător. Da? Am organizat crescător acest șir de numere. Dat la întrebare. Te rog următorul, așir. Da. 203,7. 59,8. 63,71. 66,77.
66,76. 53,53. 49,408. Tot așa crescător. Așa. Deci crescător. 53,53. Deci cel mai mic. Da, 53. La întregi, uitam. Da, la întregi. Da? 53. Da. Deci 53,53. Care e mai mic decât? 59,8. 59,8. Care e mai mic decât? Mai mic decât 63. 49. Trebuia să-l punem pe 49,408. Da. Îl punem în față, da? Da. 49,408. Mai mic decât. Da. Da, 49,408. Acum nu uităm niciodată la urmă. Vezi? Și la urmă au fost mereu astea mici. Păi, nu totdeauna. Uite, 61,5. 59,8. Suntem acum la 63,71, 63,71, care e mai mic decât 66,76, care e mai mic decât 203,7. Și cum l-am ordonat și pe asta. Următorul. Scrieți în ordine descrescătoare. Scrieți în ordine descrescătoare. 2,7. 3,8. 7,1. 0,75. 0,03. 0,45. Păi, adică de la cel mai mare spre cel mai mic. 0,03. Deci dacă ăsta noi oprim... Dar din ordine descrescătoare. Da. De la cel mai mare spre cel mai mic. 3,8. Nu știu dacă e 3,8. 7,1. Sigur că da. 7,1. Mai mare decât. Da, era 1,7. 1,7? Da. Eu am zis 1,7. Ai zis 7,1. 1,7. Hai, l-am modificat. Acum, care este cel mai mare dintre toți? 3,8. 3,8. Da? 3,8. E mai mare decât? 2,7. Mai mare decât 1,7. Mai mare decât? 0,75. Așa este, da? Da. 0,75. Care e mai mare decât? 0,45. Corect. 0,45. Mai mare decât 0,03. Deci 3,8 mai mare decât 2,7, mai mare decât 1,7, mai mare decât 0,75, mai mare decât 0,45, mai mare decât 0,03. Da? Da. Corect. Următorul. 0,001. 0,001, da? Așa. 2,3. 14,5. 46,08. Asta, da? Deci, tot așa, din cel mai mare spre cel mai mic. Da. 46,80. Ăla e cel mai mare, da? 46,80. Îl zice, 46,80 e mai mare decât? Decât 46,08. 46,08. Mai mare decât 19,46.
19, nu? Ah, da. 19,19. Care e mai mare decât? 14,5. Care e mai mare decât? 2,3. Da. Și 0,00. 0,01, da? Deci la cel mai mare, la cel mai mic, asta înseamnă ordine descrescătoare. Apoi. Scrieți câte 3 fracții decimale mai mari decât 2. Să scriem 3 fracții decimale mai mari decât 2. Mai mari decât 2. 2,3, 2,003. Deci 2 întregi. Și de acolo punem decimale cum vrem noi, câte vrem, câte, nu? Da, așa. Sigur. Deci scrieți 3. Mai mic decât 2,1. Așa. Mai mic decât 2,2. Mai mic decât 2,3. Ata mai mic decât. Sigur. Mai mic decât 7. Asta e. Altă ești, nu? Deci a fost să scriem... Mai mare decât 2 a fost o primă, nu? 3 numere decimale mai mari decât 2 și ați și spus... Dar puteam să zicem și 10.565.200. Da, deci 2 e mai mic decât 2,5, mai mic decât, ai zis voi, 2,1, ai zis tu? Da. 1, mai mic decât 2,2, mai mic decât 2,3, da? Da. Gata, le-am scris. Și sunt și în ordine. Și cu ordine crescătoare, da? Da. Bun. Mai mic decât 7, nu? Da. Și mai mic decât 7. Hai să vedem cât ar venea. Mai mic decât... Deci, 7 e mai mare decât... Dacă el să fie mai mici, 7 să fie cel mai mare. Da. Bine, vă zic, nu? Da. Ca și cum ar fi în ordine descrescătoare. Da. 7 mai mare decât? 6,99. 6,99. Care e mai mare decât 6,98. 98, poftim. Cu sutime, lucrează la sutime, da? Și mai mare decât 0,003. Așa zice, așa face. Bun. Scrieți 5 fracții decimale comprinse între 2,5 și 3,4. Scrieți 5, nu? Da. 5 fracții decimale. Fracții decimale. Comprinse între 2,5. Male. Cuprinse. Între 2,5 și 3,4. Și 3,4. 2,6. Deci 2,5 da. E mai mic decât. Și acum începe pe să punem 2,6 mai mic decât 2,7 mai mic decât 2,8 mai mic decât 2,9 mai mic decât 3,9. Și ai pus 1, 2, 3, 4, mai mic decât 3 și mai mic decât 3,4, nu? Da. Și ai pus 5. 1, 2, 3, 4, 5 numere cuprinse între acestea. Da. Vă dau eu unul. Scrieți 10 numere. Da? 10 numere, 10 fracții decimale cuprinse între 2,007 și 2,009. Deci cât e 10? 10. Scrieți 10 numere cuprinse între 2,007 și 2,009. Că
No, lăsăm așa, da. Da, vă rog. Zicem, 2,0007. E mai mic decât? Mai mic decât 2,000800, n-are rost 0, 2,007, 2,008. 3 de 0 sau 2 de 0? 3. Deci 3. Ah, de fapt 2. 2 și după aia trebuie să zicem 0, de când are ce valoare. Atenție! El trebuie să fie mai mare ca ăsta. Deci trebuie să aibă cel puțin 7 pe poziția asta. Adică 8. Da? Neapărat, abia acum le-am spus egal. Și ca să-i pun încă ceva în plus, cât zic am? 71. Că aici la zecim, sutim, miim, zecim de miim este 0. Și am pus 1. Apoi, mai mic decât, cine spune pe următorul? 2,0072. Mai mic decât 2,0073. 7, 8. Mai mic decât că sunt 10. Deci 7. Ce-am zis aici? 7, 8. 9 acum ar veni. Nu, așa ai zis tu? Da. Așa. Cât am zis până acum? Până pe aici. 9. Adică și mai mic decât 2,008, da? 2,008. Adică 2,0008, da? Că 79 a venit 80, da. Da? 8, dar 8-ul este pe poziția a 4-a, da? 2, 3, a 4-a, corect. Și în felul ăsta am pus câte numere am pus, care sunt 10 astea, mai mic decât cel care l-am dat eu. Care l-am dat 2,009, da? 2,0009. Vreau să-mi scrieți 100 de numere. Nu, deja da. 100 de numere cuprins între 2,1 și 2, da, vorba, te zic de noi. 2. Între 2,1 și 2,2. 100 de numere. Am prins ideea. Ia să vedem. Și cum vrei să scriem 100? N-avem. Ia să vedem. Între 2,1 și 2,2. Deci, începem. 2,1 e mai mic decât. Am terminat. Ia să vedem. Am scris puncte. Păi da, dar mă interesează cum încep, măcar să văd numele. 2,0002. 2,1 mai mic decât 2,... 2,0002. 2, păi trebuie să fie mai mare, măcar unul trebuie să aibă aici. 2,1. 0,1. Deci 2,101. El merge aici, 2,2, 1,1 și 0,1.
aici ar fi 0, 0 și am pus 0, 1, da? A spus să se dă. Cum am zis-o? Adică, practic am... Zis 100. Am zis de la miimi, adică unități, zeci, zecimi, sutimi, miimi. Da. Și eu am pus o miime aici, da? Da. Așa. Adică 101 miimi. Așa e bine, 101 miimi. Mai mic decât 2,102. Apoi mai mic decât 2,103, mai mic decât 2,104 și mai departe, mai mic decât 2,199. Da, trebuia să scrii 100, domnule, deci... Da, da? Deci, a mers din varianta mea. Am mers, nu le-am scris pe toate, dar am vrut să vă vedeți cum vă fac eu loc. Cum mă fac loc între 2,1 și 2,2 mi-a făcut loc cu 100 de numere. Dar poți să faci cu mii de numere loc acolo. Și cu 10.000. Enorm de mult. Cât vreau de multe. Deci într-un spațiu foarte mic îmi fac loc enorm cu foarte multe zecimale. Cu multe zecimale. Da? Pe scurt, ideea mea. Deci 2,2. Da? 2,2. Iată cum am scris 100 de numere de 100 de fracții, 100 de fracții decimale într-un interval foarte mic. De la 2,1 la 2,2. Adică intervalul este... Deci, vedeți, eu mă duc la decimale de ordinul 3, 4, acolo lucrez. Și acolo le număr câte vreau de multe, da? Cât vreau de multe numere, pot să plasez acolo zona aceea. Este spectaculos cum poți lucra cu numele aceste decimale. Nu le putea... Cu mintea e greu să le poți pipăi. Ba da, da, deci... E ușor. Da. E ușor. Deci 2,1, mai mic decât 2,1. Deci păstrăm 2,1 și de acolo punem zecimalele. Da. Și zicem unde vrem. Rândul nostru puncte, puncte și număr de la sfârșit. Da, așa zicem. Bun, hai mergem mai departe, altă ieșițiu. Reprezentați pe axa numerele. Așa. Deci să reprezentăm pe axă numerele. 0,7, 1,5 și nu la pe axă. Pe dreapte. Și 2,3. 2,3. Hai să vă spun, așa cum am lucrat acum, lucrăm în plan abstract. Omul a simțit nevoia să găsească ceva concret, să găsească un corespondent, să vadă. Când zic 1, înțeleg prin cifra 1, înțeleg un număr, o bancă, o, nu? Da. Deci, un leu. Un leu. Deci am ceva, e un simbol care poate să reprezinte ceva concret. Așa și aici. Când zic numărul, ce număr mi-ai spus tu, Adina Aurel? 0,7. Mă opresc la el. Aș vrea să-l simbolizez cumva, să-l pot, să-l vizualizez. Să-l vizualizez, chiar așa. Să-l, cu ochiul meu să-l pot percepe, să-l localizez cumva. Și acum știți ce au zis oamenii? Mă, hai să facem și noi chestii. Hai să luăm pe o dreaptă, uitați așa. O dreaptă. Și pe dreapta asta, să zicem că 0 ar fi undeva un punct. 0. Deci, cifra 0 o simbolizăm printr-un punct, într-un moment, într-un loc al dreptei. Acum, o să ne luăm o unitate de măsură, un segment mai micuț, unitate de măsură, și pentru a reprezenta pe 1, venim cu segmentul ăsta și punem în partea dreaptă. Da? Iată, punem aici 1. Deci cifra 1 înseamnă această distanță de la 0 până la acest mic segment. L-am vizualizat. Păi 1 i-am pus în corespund în segmentul acela micuț. Lui 2. Lui 2 pun 2 segmente. Da? Încă un segment.
2, apoi 3, apoi 4, 5, 6, 7 și așa mai departe, până la plus infinit. Da? Până dreapta nu se termină niciodată. Acum, pe 0,7 înseamnă că o unitate este împărțită în 10 părți și nu în 7 din ea. Deci, trebuie să o împart în 10 segmente micuțe. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adică cu 9 segmente, bag 9 de astea micuțe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, și am făcut, dacă am băgat 9, am pus 9 din astea, înseamnă că am 10 intervale. Da? Și 0,7 înseamnă să număr 7 intervale de astea micuți. Iată 0,7 pe aici undeva, este 1, 2, 3. Aici, să zicem. Asta e 0,7. 0,7 înseamnă că a fost împărțit în 10 și noi numai 7 am luat din cele 10. Da? Asta înseamnă 0,7. Da, 0,73. 0,73 e dincolo de 0,7. Înseamnă că pe a 8-a diviziune, pe a 8-a, o luăm deoparte, a 8-a diviziune o luăm deoparte, nimicuim că așa de mare, diviziunea asta așa de mare, da? Și o împărțim la rândul pe ea în 10, n-aș mai putea cu creta împărți acolo, da? Și zic, iarăși asta era diviziunea mare, a 8-a, deci 0,7, a 8-a era asta, da? Deci cea de a 8-a diviziune, a 8-a, o împart în 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deci 9 intervale, 9 segmente este micuțe, 10 de fapt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, și iau 3 din ăsta, 0,73, iată, iau 3. Aici este. 0,73. 0,73, că am luat doar... 0,73, nu 0,73. 0,73. Iar dacă vreau să reprezint pe 0,739, 0,739, atunci pe a patra sutime, pe a patra sutime, adică asta de aici, asta e a patra, nu? Până aici a fost 73. A patra sutime o iau deoparte și o împart la rândul pe a patra, uitați-o, a patra sutime, asta a patra, o împart la rândul în 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? 9, și nu am păzit unul. Și câte iau din acestea? Câte iau? 9. Deci iau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Până aici. Ăsta este numărul 0,739. Iar dacă vreau să reprezint numărul 0,7395, ultima, așa, ultima, asta de aici, și la rândul o împărțim 10, iar la rândul o împărțim în 10, și luăm de acolo numai 5. Și numai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Și luăm mai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acesta este numărul fixat acum
0, 7395. Da? 7000,7. Trebuie să citești așa. 0, aici a fost 739 de mii, aici sunt zecimi de mii. 0,7395 de zecimi de mii. Da? 0,7395. Iată, așa înțelegem. Vreau să vă spun că dacă aș fi încercat să reprezint acolo toate chestia asta, n-aș fi, pentru nu mă mai ajute, nu? Da. S-ar fi ocupat una peste alta, liniuțe. Nu, n-am nicio șansă. De aceea am făcut scara asta și se înțelege acum că pe a 8-a am luat-o, am împărțit în 10. Am luat doar câte din ele? Doar 3. Și fiindcă vreau pe a 4-a, am avut... Pe a 4-a o iau și o împart în 10 și iau 9. Și pentru că mai am încă 5 după aceea, pe a 10-a o iau, împart în 10 și iau numai 5. Și pot continua procedeul cât vreau de mult. Da? Pot continua procedeul cât vreau de mult. Deci, vedeți, omul a simțit nevoia să materializeze, să figureze numărul acesta, ca să-l poată pipăi cu ochiul. 0,7, gata. 7 zecime, adică am împărțit întregul în 10 și a luat doar 7, da? Iar dacă ar fi fost 3,2, ne duceam la 3. De după 3, da? Deci mă opresc la 3 și pe spațiul ăsta de la 3 la 4 îl împart în câte? În 10, nu? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și iau din ele doar 2. Da? Doar 2. Ăsta este aici. 3,2. Asta e poziția lui. 3,2 este punctul de pe dreapta. Situat față de 0 la 3 întregi și din al 4-lea am mușcat 20. Bun. Mi-ai spus să refigurez 0,7. M-am dus cu povestea mea. Da? 1,5. Să figurăm și pe 1,5. Păi ne ducem de după 1. Așa. Îl împărțim în 10. Da. Și a 5-a bucată este numărul 1,5. Da, și a 5-a parte ușor este 1,5. 1,5. Am înțeles. Merg mai departe. Ca și cum ar dat al doilea în două. Nu? Chiar la mijloc este, da, 5. 2,3 parcă acum. Da. 2,3. Așa, vezi că știu. 2,3. Acum ne ducem la 2, da, de după 2, da, împărțim în 10, da, și a treia bucată o luăm de 8. Și a 2,3. 8, 9, și a treia bucată o luăm și ăsta este 2,3. Acum trebuie să facem altă axă. Da, o altă axă, să prezentăm alte numere, nu? Da. Ia să vedem. Deci, figurăm o altă dreaptă. Așa. Să reprezentăm pe 1. Așa. Deci, pe o altă dreaptă, să reprezentăm alt set de numere. Da. Suntem de acord, pentru că, mai ales cum am gândit noi aici, era o suprapunere. Nu ar mai fi fost spațiu deloc să ne descurcăm. Deci, pe altă axă. Și figurăm 1. Da. 1 foarte simplu, nu? Da, unitatea, da, de măsură și la figura pe 1. 2,5. Ne ducem de după 2, la partima 10. Da. Și luăm a 5-a parte. 5 segmente de-aia, da? Da, 2,5. E mijlocul. Între 2 și 3. 2,5, nu așa? Da. 10, 5 l-am luat, 5 l-am lăsat. Așa. Acum... 3,2. Iar la fel, împărțim și adoptăm. Acum 4. 4? Asta e 4, pur și simplu. Da. 4 unități.
Și următorul găsit că vă las o cu pe asta, nu, eu nu mai... Eu nu știu stabla. Da. Așa. Repoziție numărul 23,145. 145, da. La cea mai apropiată sutime. La cea mai apropiată sutime. La cea mai apropiată sutime? Da. 23 ar fi 23 la 200. Nu, că e... Care e sutimea? Câte sutime avem aici? Trei. Nu, asta e zecimi. Sutime, asta e sutime. Patru sutime. Și cea mai apropiată sutime este patru. Că așa să rotunjim la cea mai apropiată sutime. Acum, povestea este o sutime tot atât de apropiată, ar fi și cealaltă. 1,23, 1,4... 5. Noi am renunțat la 5-ul ăsta, miimea asta. Știu. 5 miimi. Am făcut o rotunjire la sutimi, dar atenție, am făcut-o la sutimi prin lipsă. Da. Noi putem face și prin adaos, adăugând tot cele 5 miimi. Și vine 150. 15, adică mai scurt. Deci aici e 145 de miimi și noi ne ducem la 150 de miimi. 150 de mii e tot atât de aproape ca și 140 de mii. Vreau să spun 5-ul ăsta fiind la mijloc, că au zis încă o dată, citește acolo, ia vezi. Așa, rotunjiți numărul 23,145 la cea mai apropiată sutime. 140. Da. Dar nu spune să o fac prin adaos sau prin lipsă. Da, nu. Deci o facem prin amândouă. O facem și prin amândouă, că aici avem șansa să facem și așa și așa. Deci, da? Deci ar veni 23,140 sau 14 și respectiv prin cine asta? Prin lipsă. Prin lipsă. Ne-am lipsit de cele 5.000 și 23,15 prin adaos. Da? Prin adaos. Cinciul fiind la mijloc, n-am avut de ales, puteam să o facem și prin rotunjire și prin lipsă. Mai departe. Acum, cea mai apropiată zecime. La cea mai apropiată zecime, e vorba de? Așa. Zecime. 23,145 la cea mai apropiată zecime. Da. Aici avem și o zecime. Așa. Și zecimea asta e cea mai aproape, că pe urmă cele patru față până la doi, sunt mai și șase de sutimi. Asta ar veni 10. Cel mai... atât ar veni. Da. Deci, aproximativ cu 23,1. Asta a fost rotunjirea la cea mai apropiată, la cea mai apropiată zecime. Că noi în mintea noastră avem așa clar acum lucrurile. Să zicem că este... Aici este 23. Și până la 24 a fost împărțit în 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, așa, și e 23,1, da? 1, asta e zecimea. Iar, fiindcă vorbim de sutimi, miimi, în continuare, cea de-a doua zecime a fost împărțită în 10, cealaltă iarăși în 10 și suntem mult mai departe decât de 0,2. De aceea, prin adaus, exact cum aș fi adăugat lui 4 pe 6 ca să facă 10 și să mă duc la zecimea a doua. În final, cea mai apropiată este 23,1, cea mai apropiată zecime. Mergem mai departe.
prin mii. Nu. Alt exercițiu. Alt exercițiu, da. Câte așa? Rotunjiți numărul. 1635. 239. La cea mai apropiată sutime. Deci să rotunjim la cea mai apropiată sutime. La sutimea 3 asta, nu? Dar fiindcă e 9 din cealaltă sutime, mă duc mai aproape de, de 24. Căci la cea mai apropiată, da. Mai îndreaptă, e mai apropiată aceea. Nu spune... am varianta să elimin pe 9 prin lipsă sau să adaug o mie și mă duc la cea mai apropiată. Așadar, am două variante să înțelegi aici. 1635,23 prin lipsă și 1635,24 prin adaos. Că am pus o mime, o mime pur și simplu de la 9 până la 10, deci o mime am și am adăugat mime aceeași, m-am apropiat. La cea mai apropiată zecime. Același număr, la cea mai apropiată zecime. Păi vine prin lipsă 1635,23 la zecime? Da. La zecime. 2? Da. Da? 2. Deci 239 în două variante. 1635,2 prin lipsă. Prin lipsă și ea e cea mai apropiată zecime, că dacă m-aș duce la 1635,3 de la 3 până la 10 am 7 sutimi. Și atunci ea este cea mai aproape. Dacă o vreți prin adaos, ar însemna 1635,3 prin adaos. Dar ea nu este rotunjită la cea mai apropiată. Cea mai apropiată rămâne asta. Da? Cea mai apropiată asta rămâne. Zecime. Comparați numerele. 13,25 cu 13,53. Am marea a doua, nici nu stăm pe gânduri. Că e 13, da. 2 și 5, toate mai mari. 7,29. Sau 3,44. Mai 7. 7, la întregi. Logic. Da. Logic. Întregi. Adică, da? Acum, 24,24. Și vecinul său, 24. Asta e mai mare. A, da, 2, 2 și 0. Aici e 0 și ăsta da, este 4. Da. Sutim, da? Deci e mai mare. Eu adăugam un 0. Așa e mai mare, da? Corect. Așa, 3,01 și vecinul? 3,1. Mai mare 3,1. Mai mare 3,1, da? E mai mare 3,1 pentru că aici la zecim 0, 1. Și clar. Da. Acum trebuie să spunem dacă e adevărat sau fals. Te rog. 3,29 este egal cu 3,290. 3,290. Păi poate fi adevărat.
E adevărat? E adevărat, că e 0 de acolo, deci e adevărat asta. 15,1 este mai mare decât 15,09. E adevărat. Da? 15, da, 1 față de 0, la 10. Așa. Și ultimul punct. Da. Scrieți 3 fracții decimale mai mari decât. 3 fracții decimale mai mari decât 3,62. Deci fie mai mari. Da, și mai mici decât 5. Mai mici decât 5. 3,62. Ai scris ca un zile. 3, 6, 3, mai mic decât 3. 6, 5, mai mic decât 5. Dar trebuie să plasăm 3. 3 ar trebui să plasăm. Foarte bine. Da. Altceva? Așa. Atâta? Nu. Cum are punctul ăsta? Și cuprinte între 7 și 8. Tot 3 numere. Deci tot 3 numere 10. Mai între 7 și 8. Să zicem? 7. E mai mic decât? Mai mic decât 7,01. Mai mic decât 7,02. Mai mic decât 7,03. Mai mic decât 8. E vrutul cu 0,1, dar puteți să găsi 1 aici. Da. Și miem și sunt timp de... Așa, mai interesant. Bun. Altul? Da. Să vedem tema lui Darius. Hai să facem și cel al doilea. Așa.